Salutare din Serbia, din orașul Niș. Am ajuns acum 10 minute și ieșim puțin să explorăm orașul. Ne-am cazat la pensiune, la această pensiune. Salutări! Aici e un parc foarte, foarte frumos și pe partea cealaltă a râului, fortăreața. Niș este unul dintre cele mai vechi orașe din Balcani și din cele mai vechi timpuri a fost considerat o poartă între Orient și Occident. Este locul de naștere al lui Constantin cel Mare, primul împărat roman creștin și fondator al Constantinopolului, precum și al altor doi împărați romani, Constantinus al III-lea și Justin. Pe malul râului Nisava, care traversează orașul, se află una dintre cele mai importante atracții ale zonei, cetatea fortificată, în prezent în egală măsură un loc istoric și un parc. Pentru a intra în parcul central al orașului, dincolo de piața Regele Milan I, traversezi râul pe pod și ajungi la poarta de sud a cetății, poarta Istanbul. Aici moscheea, unde se vede clar un amestec între arhitectura romană și cea turcească. Ce este? Marmură de Carrara. Aha. Dar ce reprezintă, nu știu. Asta e metal, niște chestii. Mai multe feluri de materiale.
Teme Tereze. Da. Teme Tereze de cetății otomane. Da. Exact. Am găsit în sfârșit. Urcarea, treptele pe care se urcă. Hei! M-am ajuns sus pe Teme Tereze. De unde dădea cu yoga. Ne-am filmat. Ion! Cine se uită? Nelu! Nimic. Neluțu! Hai cu yoga! Ne simțim foarte bine. Mulțumim frumos pentru tot.